locuit în mai multe zone ale capitalei, unde s-au bucurat de confortul unor apartamente luxoase, dar au renunțat la tot și s-au mutat în Corbeanca. Creatorul de mod, Domenico Peri, se mândrește cu o casă nouă, unde și-a amenajat totul cu mobilă creată și desenată chiar de el. Cum arată totul? Vedeți acum la Casă de Vedetă cu Dana Luțu. Bun găsit, dragii mei! Tot mai multe persoane publice aleg să se mute în afara capitalei. Noi astăzi suntem la Corbeanca, locul unde vom descoperi cum arată noua casa creatorului de modă, Domenico Peri. Urmați-mă! Bună, dragilor! Am venit cu soarele! Da, și te așteptam! Am venit o zi super frumoasă! Avem o zi frumoasă și știu că ați ales casa asta pentru că... Avem și piscina și avem spații multe, multe de relaxare și putem să ne organizăm totul ce facem noi și cu creație și cu... Joacă și cu... Da, și cu bevirosariu, exact. Că uite, că colaborează cu noi. Da, mergem la piscină să descoperim totul? Da, hai! Sigur. Și aici, lungă piscina, Dana. Unde dacă este vedi, totul noi, pregătit. Da, și avem spațiu de relaxare pentru noi, pentru casă și pentru familia și... Facem și câteva prezentare și shooting. Avem și astăzi un shooting cu colecția nouă de haine că am pregătit. Mama, spune-ne cine se ocupă de ședințele foto de aici, de la voi, de la Pușcă. Amândoi. Mare parte, Domenico. Domenico, da. El este fotograful. Marinela este modelul nostru de astăzi, nu? Da. Și ne prezintă. Hai să vedem exact ce... ne prezint. Are un costum că noi numim baby, că este un costum că poate să fie adaptat prin partea laterală și poate să se folosească foarte bine cu diferite proporții de corp de femei și este un costum că este superb pentru vara și pentru o persoană care vrea să stea relaxată la plajă fără multe gândire. Și iubește soarele pentru că am văzut cum e relaxar. Îl ador. Și dacă un costum de vară potrivit. Este tot ceea ce... Și accesorizații, nu, da? Pentru că el m-a el de obicei are niște creații foarte frumoase și simple și eu desigur că pot să vin și eu cu aportul meu și să accesorizez cum îmi doresc, pentru că la ținutele simple pot să accesorizez cum dorești. Fluturaș! Colecția cu fluturaș! Da, colecția cu fluturaș de vară. O lumină perfectă pentru ședințele foto. Da, a fost o zi minunată și în perioada asta a fost foarte cald întotdeauna și folosim piscina de zi cu zi și stăm... Toți! Așa. Și pentru lucru, și pentru shooting, și eu cu Simona și cu bebelușul nostru și stăm foarte mult timp și de zi și de noapte la piscina. Eu zic să lăsăm aparatul foto și să mergem să descoperim și ce ați reamenajat în noua casă. Bine? Hai să ne ducem! Hai să intrăm să vedem ce am reamanajat în casa noua, unde ne-am mutat. Hai să vedem exact, de-abia aștept să descoper totul. Da, să ducem în living, unde ne-am organizat mai bine pentru bebe. Am schimbat puțin lucrurile într-o casă. Ați regândit pentru bebelușul. Da, pentru bebiros am făcut și un pătuț aici foarte drăguț. Aveți zona voastră de relaxare, da. Zona lui de relaxare, da, așa. Și văd că și canapelele și scaunele ați regândit totul să fie altfel decât a fost data trecută. Am reorganizat totul în partea asta. Simona, să ne spui cât de des folosești acest colțișor? Foarte des, mai ales acum pe timp de vară, pentru că este foarte cald și nu mai dorme sus la el în cameră, dorme aici jos în living. Să ne prezinte măcar ursuleții, ia să vedem. Hai să avem aici, Rosile, arătăm ursuleții tăi, da? Și arătăm pătuț că frumos, ce vrei să spune, da? Ia, uite, avem și muzică, cum să nu te relaxezi într-așa pătuț? Aici am făcut puțin legătura cu un tablou, asta. Practic, la parter avem zona de relaxare și sus creații, culoare, da. Și acest tablou senzațional plin de viață. Da, tu știi că noi suntem nebunite cu pictură și cu artă. Mă simt ca unul dintre modelele voastre, pentru că, uite, aici defilez și ajung în zona cea mai interesantă. Zona de dressing, da. Exact, care
Intrare făcută limitată. Cu imprintă digitală, da, am făcut așa, să poate să stăm mai liniștit când suntem acasă. Știu că acest dressing trebuia să fie mult mai mare decât în vechea casă, pentru că aveți tot felul de lucruri minunate, creații, bijuterii senzaționale. Spune-ne cum ați gândit și cine a gândit această mobilă senzațională. Da, știi, în cealaltă casă era mai micuț dressing room, dar acum trebuie neapărat să optăm pentru mai multă mobilă, pentru că fiind o familie foarte creativă, creăm foarte multe piese foarte deosebite și Se adună și trebuie să avem unde să le expunem. Vreau să-ți spun un secret. Toată această mobilă pe care o vezi aici este realizată de Dominico, atât desenată cât și creată cu mâinile lui. Este o rochiță din voal, o culoare absolut superbă. Și în vogă. Da, da, da. Prefer, chiar dacă este vară și costumele bărbătești, eu un aleador. Poate nu cu sacoul întotdeauna, pentru că este cald afară, dar doar cu vesta. Da, se poate purta foarte frumos. Chiar stilul și masculin s-a purtat și se va purta întotdeauna. Da. În cealaltă casă aveam doar o masă de bijuterii, dar ne-a trebuit neapărat două. Așadar, uitați. Uite, aici avem foarte multe bijuterii potrivite pentru vară, pentru așa, că sunt tematică florală. Avem aici și foarte mulți fluturași pentru evenimentele speciale, seara, da. Un colier statement, niște cercei. Așa. Tematică florală. Mie mi-a atras atenția acest corset. Eu știu că este lucrat manual. Asta din colecție lucrată manuală, făcută cu perle cultivate și cu cristale de Swarovski. Sunt pus unul la unul. Și asta e un exemplu de lucru că am făcut împreună cu soția. Avem și foarte multe palerie. Puteți să vedem și câteva de ei aici. Asta sunt palerie mai mult făcute pentru vara. Sunt palerie pentru femei. Asta e o palerie foarte ușoară de vara. E o palerie făcută albă, lucrată totul manuală, că merge cu totul lucrurile. Și ia să vedem dacă vorbim de vară. Sunt accesorizată. E superbă! Mulțumesc tare mult, dragilor! Sunteți minunați, o familie creativă. A fost un tur interesant și de data asta. Da. Să vă meargă bine nou acasă. Mulțumesc foarte mult! Iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedetă.